Mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a fi alături de noi astăzi și de a petrece o după-amiază, sperăm noi, foarte plăcută. Mulțumim și celor care nu sunteți din Crăciunel și ați ales să fiți alături de noi. Eu sunt gazda dumneavoastră astăzi, Ina Todoran, cu mine v-ați ales astăzi, așa că va trebui să mă ascultați cât voi sta pe scenă. 100 de ani de la Marea Unire, așa se intitulează evenimentul cultural-artistic organizat astăzi pentru dumneavoastră, locuitorii comunei Crăciunelul de Jos, de către primărie și Consiliul Local, cărora le mulțumim pentru inițiativă. Cu siguranță cunoașteți pagina de istorie care s-a scris acum 100 de ani. Eu vreau doar să subliniez de ce am celebrat-o cu atâta patos anul acesta, întregul an 2018. Și dacă faceți un exercițiu de imaginație și ștergeți evenimentele din 1918, inclusiv cele de mai înainte, și aici mă refer la intrarea României în primul război mondial, ajungeți la concluzia că ar fi existat o mare probabilitate ca noi, cei de aici, mai ales cei din Transilvania, astăzi să nu ne numim români și să nu avem dreptul să vorbim limba română. De aceea nu e puțin lucru și aducem omagiu și mulțumire celor care și-au dat viața pentru noi. Vă mai spun ceva. 100 a trecut. Cu bune, cu rele, 100 în care ne-am numit români și stăpâni în țara noastră, așa cum spunem în multe cântece. Însă, începând cu 1 decembrie 2018, mă refer acum la a doua sută, am intrat în următoarea sută și este responsabilitatea noastră și a urmașilor noștri despre cum va arăta România pe care le-o lăsăm moștenire. Așadar, cumpăniți bine ce faceți și mai ales cum vă creșteți copiii și nepoții. Spun asta pentru că sunt mulți bunici în sală. Vreau acum să începem cum se cuvine, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să invit pe preoții comunei noastre, preotul Fer și preotul Totoian, să ne spună și să ne facă o rugăciune de binecuvântare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Toți ne închinăm și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale spre ajutorul și paza smereniei noastre. Te rugăm, Doamne, pomenește pe robii tăi cei de față și primește rugăciunile cele cu milință ale noastre, ale tuturor, ca pe o tămâie înaintea ta și nu socoti nici pe unul dintre noi nevrednici, ci pe noi, pe toți, ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă spre mărirea ta și a unui născut Fiului tău și Dumnezeului nostru și a Sfântului tău Spirit, fiilor ajutător și apărător, primește rugăciunile lor într-un altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător, că tu ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerilor și a Tatăl milostivirea, a cărui mile este nemăsurată și iubire de oameni adânc neasunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca nici de rău nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile care au fost asupra poporului român în cei 100 de ani de unire. Și ca Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurata și nesoarta milostivire, ca precum ai binevoie de a primi acum rugăciunea robilor tăi și cu milostivire ne-ai împrednicit asemblii cererile așa și acum înainte, învrednicește-ne a spori în credința cea întru tine de dragoste și către aproapele și către Dumnezeu și de toate faptele cele bune
și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne pe noi de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Și vrednicește-ne totdeauna a grijă a cânta și e celui fără de la tău bândești prea Sfântului și Fului Viață Făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui zdrăvi într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorule de bine în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Momentul care urmează, să știți că îl introduc cu mare emoții, pentru că am onoarea să prezint un om care și-a jertfit viața pe altarul cântecului. A cântat România și în vremuri grele și în vremuri ușoare și a adus în scenă de fiecare dată adevărul românesc și folclorul în formă pură. Am scris aici mai multe lucruri, dar cred că mai bine vorbesc din suflet. Pentru mine personal este un exemplu, este un model. Și mi-amintesc un episod în care, în culise, am întrebat-o cum ați reușit. Cum ați reușit să rămâneți atâta vreme în scenă, să fiți neclintită, să rezistați anilor? Și mi-a spus, Ina, dragă, am rămas același om modest. Și cred că mi-a ajutat Dumnezeu. Cuvinte nu mai sunt, sunt de prisos, așa că o invit în scenă să vă cânte pe doamna Veta Biriș. Bineînțeles, alături de instrumentiștii dânsei, profesorul Răghiță Albu și Adi Ani. Bună ziua, dragi crăciuneni! Bine v-am găsit! Și știu că crăciunenii sunt iubitori de cântec tradițional. Am să vă cânt o doină, pentru că știu că iubiți doina. Sper că de acolo din cer, Drăgan, Munteanu ne va auzi, pentru că este pentru Drăgan Munteanu.
Ai toate cântecele tale. Voi să salut și oaspeții de la Constituția. Bine ați venit și dumneavoastră, domnule președinte. Știți că vă iubesc din tot sufletul meu. Cred că sunt cea mai mare admiratoare a domnului președinte Dumitre. Vă mulțumim! Eu m-am măritat. Aveam doar 17 ani, nici nu știam ce era dragoste. Mm-hmm.
mă iubește din inimă, șalala, spun și florile că vină, șalala. Să știți că până la 1 decembrie, pe unde mă duceam, domnul președinte, pe toată lumea invitam la Alba Iulia. Să mă invit și de acum încolo, bine atunci. Și pentru că încă suntem un an centenar, v-am adus în dar câteva cântece frumoase, cântecele neamului meu, pe care am început să le cânt acum 50 de ani. Dar eu vi-l cânt așa cum mulți dintre dumneavoastră știți sau așa cum eu l-am învățat. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, ocrotește-i pe
răvnită, Doamne, îmi protește pe români. Caia nu s-a dea, nu sunt, de când suntem pe pământ, Doamne, o protește pe români. Sigur nu ne mai cheamă doamna primar, prietena mea, până la Crăciun, aici, și am hotărât să vă și colindăm, dar va trebui să colindați cu mine. E foarte ușor. Ziua de ziua. Ziure de ziua.
Dragi Crăciuneni, deschideți-vă inima pentru că aveți în fața dumneavoastră un tezaur viu. Vă oferim dar un buchet de flori. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, chiar am emoții. Acum aș vrea să fac un lucru pe care nu l-am mai făcut. Nu știu dacă veți fi de acord, dar dacă tot m-ați invitat alături de dumneavoastră să colind, v-aș propune să cântați alături de mine un cântec de-al dumneavoastră, care mie mi-este foarte drag. Sus, 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 la munte, sus. Mă bucur că acest cântec place tuturor tinerilor. Mă bucur că sunt un exemplu pentru tinerii interpreți. Chiar este o surpriză, de aia să sfătuiesc ce tonalitate să cântăm. Do minor. Bine, liniște și pace. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc, pentru această onoare! Mulțumesc, să știți că Ina chiar este un copil ascultător. La începuturi venea cu niște șorțuri de alea bătrânești, care poartă bătrânele când se duc la biserică, și a zis, Ina, te rog să vii cu Catrință, și m-a înțeles și m-a ascultat, și de fapt, de fiecare dată când îmi ceri un sfat, mă gândesc că ia în considerație și nu se va supăra chiar dacă ea nu este de acord cu ceea ce spun eu.
dar mă gândesc că atâta timp cât ei își doresc să cânte cântecele mele, înseamnă că sunt un exemplu pentru ei și spuneam și înainte că atunci când eu voi muri, nu vreau să meargă cântecele cu mine, vreau să rămână pentru ei. Mulțumim din suflet! Și acum, dacă tot ați declarat acest lucru, să știți că și atâta timp cât veți mai trăi și vă ține Dumnezeu sănătoasă, îmi doresc să mai cântăm împreună. Eu o să vă cânt cântecele pentru că îmi sunt dragi și pentru că am înțeles acum cum dați voie și să știți că vor merge mai departe. Mulțumim din suflet!